Mi s-a întâmplat de foarte multe ori, sau foarte mult, să pot să intru în mașină pentru că parchează foarte aproape. Trebuie să-mi deschid portierea la maxim pentru că nu am loc, să pot să-mi dea scaunul jos, să mă pun în scaun, să fac un transfer cum trebuie, corespunzător, cât mai în siguranță. S-a întâmplat de două ori să găsesc aceeași persoană pe același loc unde parchez de obicei la supermarket. Nu cer scuze că mă grăbeam, ăsta a fost mesajul care mi l-a aruncat așa și a intrat în mașină și a plecat. Este mai ușor, în primul rând, să putem ajunge la mașină cu cumpărăturile, greutate, nu prea găsim cărucioare care să adapteze. Și noi, până la urma urmei, chiar dacă nu putem merge pe picioare și ne deplasăm altfel, avem un stil de viață comun și suntem tot oameni. Îmi place foarte mult să joc ping-pong, la film, mai plecăm și pe la munte, nu-mi place să stau locului.